Acțiune bună! În Diop, atenție, Grecu, gol! 2-2! FC Argeș egalează cu această execuție minunată a tânărului Grecu. 2-2 în minutul 72, a doua reușită a lui Grecu, care a mai înscris în victoria cu voluntari. Fotbalistul crescut de Viitorul l-a împrumutat, a jucat și la FCSB câteva minute în sezonul 2017-2018. Mediop are mari merite și a păstrat calmul. Nu a șutat în blocaj. Și iată, 2-2. Nu sunt multe echipe care au dat cel puțin două goluri Chindiei. Hermannstadt a câștigat cu 3-1 pe terenul târgoviștenilor. FCSB și Șepși mai sunt echipele care au înscris. De fiecare dată Chindia a luat aceste goluri multe în meciurile jucate pe teren propriu. Zece din cele 12 goluri primite au fost în partidele de pe teren propriu până acum. Chindia pedepsită pentru faptul că s-a retras prea mult. Să vedem dacă nu cumva FC Argeș chiar dă lovitura. Blejdea i-a pasat lui Ndiaye. Centrarea este modestă, respinge ușor Pițian. A recuperat Șerban. Din nou Blejdea a trecut în flancul stâng. Este deposedat. Faultul lui Șerban. Neguț, două triplinguri bune, reușește să trimită în careu, respinge Turda. A recuperat Iacob, cei de pe banca Chindiei răcnesc, cerând lovitură liberă. Doar aruncare de la margine pentru piteșteni. Malele. Vă spuneam, FC Argeș este singura echipă din Liga 1 care încă nu a câștigat în deplasare. Se enervează Grecu pe o imprecizie proprie. Până acum s-a descurcat bine Șerbănică pe acest post de fundaș central, drept că și Chindia a ales această variantă a defensivei. Nici acum, la 2-2, Chindia nu reușește să-și împingă adversarul spre propriul careu. Neguț, asta nu înseamnă că târgoviștenii nu pot da din nou lovitura. Iată-l pe Iacob. Iacob la Martac. N-au mai câștigat pe teren propriu din 17 octombrie, de mai bine de două luni. Neguț, mult peste. Poziția nu era rea. Arbitrul de rezervă, Iulian Dima, pregătește din nou.